Seria rubricilor Destin și Istorie, marca Dareghin TV, semnată de istoricul Ioan Costea, continuă sâmbătă 15 august cu pagini din trecutul localității Hodac. Aceasta a fost atestată istoric în 1453. Originea acestui nume, Hodac, am găsit undeva că vine de la Hodac Cale, adică Calea de Refugiu, cam așa ar fi tradus această localitate Hodac. Alții o traduc altfel, dar documentele cam aici mă duc. Este o comună mare, importantă. Hodăcenii erau știuți în istorie ca niște oameni harnici, lucrători la castelul Bornemisa și prezenți pe Piața Muncii din Reghin. Piața Muncii, care a funcționat în perioada interbelică și mai înainte, unde sașii își alegeau lucrătorii de regulă din Ibănești, dar mai ales din Hodac, pentru că erau specializați ca și ibăștenii, mai ales la cultura sfeclei de zahăr, care era foarte pretențioasă, dar erau și buni cosași și în alte activități, să zicem, agricole pe care sașii le cunoșteau. De asemenea, în anul 1848, locuitorii Hodacului împreună cu cei ai Ibăneștiului au atacat și devastat castelul Bornemisa. În anul următor însă, echipele de vânători rurali ajung în Hodac, unde capturează săteni. În total sunt peste 150 de săteni capturați din cele două sate și din Gurghiu. Din Hodac, iată, sunt 36 de arestați la 1849, duși spre Reghin cu intenția de a fi judecați la tribunalul din Reghin și mai ales cel din Voivodeni, numai că, așa cum ziceam și am mai zis-o, ei au fost uciși la pădurea de la Mociar. Dar mai multe aflați urmărind Destin și Istorie, sâmbătă 15 august, în cadrul jurnalului de Reghin.